Bună dimineața! La sediul central al Partidului Social Democrat se fac ultimele pregătiri pentru meetingul din această seară. Va fi o veritabilă probă de forță a socialdemocraților, care spun că vor aduce în Piața Victoriei peste 200.000 de simpatizanți. Xenia Croitoru se află la sediul partidului din Șoseaua Chiselev. Xenia, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Momentan la sediul Partidului Social Democrat din Chiselev nu au venit liderii importanți aici, sunt doar câțiva angajații, să spunem așa, care pregătesc această zi foarte importantă pentru socialdemocrați, o zi în care va avea loc marele meeting anunțat să se desfășoare în Piața Victoriei, începând cu ora 20 în această seară. Sunt foarte mulți lideri județeni care spuneau că vor aduce mii de oameni la acest mare meeting. Deja în această dimineață, în jurul orei 6, au plecat de la Timișoara mai multe autocare cu simpatizanți, dar și membrii ai PSD, care vor ajunge în această după-amiază în Piața Victoriei din București, acolo unde va avea loc acest mare meeting. S-a amplasat chiar și o scenă în Piața Victoriei, acolo unde Liviu Dragnea, dar și Călin Popescu Tăriceanu vor ține discursuri în această seară în fața miilor de simpatizanți ai Partidului Social Democrat și ai membrilor PSD. Vom vedea așadar cum se va desfășura acest meeting. Sunt ultimele pregătiri, așa cum spuneai și tu, se fac ultimele pregătiri în acest moment pentru meetingul din această seară. Vor fi și restricții în trafic în zona Pieței Victoriei, dar va fi și un elicopter al poliției care va survola zona pe tot parcursul marelui meeting. Xenia Croitoru alături